Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest video vă voi arăta cum puteți face un status fake pe Facebook, dar de pe telefonul Android. Știu că în trecut am făcut un tutorial pentru PC, v-am arătat un site de unde puteți face acest lucru. Ei bine, astăzi o să vă arăt o aplicație cu care puteți să faceți statusuri fake pe Facebook și nu numai, puteți face statusuri fake și pe WhatsApp, și pe Instagram, și pe Facebook Messenger și așa mai departe. Aplicația este foarte, foarte simplu de găsit și de căutat de altfel. Se numește Yazzy, Yazzy, e foarte simplu. O să vă las numele ei în descriere, posibil dacă nu o rețineți, și doar o căutați în magazin Play și o veți găsi foarte ușor, este primul rezultat. Haideți să creăm totuși un Facebook status fake ca să vedeți cum stă treaba, să vedeți cât de ușor este. Poate că nici n-ar fi nevoie de acest tutorial să vă arăt cum se face, doar ar trebui să menționez aplicația pentru că e foarte simplu, dar eu totuși voi face pentru toată lumea ca să înțeleagă. Am dat la Facebook status și aici va trebui să ne punem noi un nume, să vedem cine a pus acel status, cine să fie. Hai să zicem despre Neymar. Au făcut o grămadă de statusuri fake cu Neymar în ultimul timp. Știți și voi că a plecat la PSG și așa mai departe. Și statusul, hai să punem la status, nu mai plec, am glumit, hai să zicem o chestie de genul ăsta, ok, nu mai plec, am glumit, asta ar zice Neymar, bine, n-are cum să mai zică pentru că a plecat deja. Acum cât timp o să punem, hai să punem, da, în hour ago totuși, să lăsăm așa, și vedeți și voi, dăm la următor și trebuie să completăm toate reacțiile. Deci trebuie să completăm toate reacțiile. Dacă nu știți ce trebuie să faceți la punctul respectiv, dați înapoi și o să vă scrie acolo number of reactions. Și o să pun și eu aici 100.000 de reacții, da? 100.000 de reacții. Gata. Și o să pun love, haha, wow. O să le pun pe toate ca să fie acolo. Mergem mai departe. Comentarii, hai să punem și un comentariu sau nu? Hai să punem și un comentariu, îl punem aici pe Piqué, tot de la Barça, și spunem aici minți. Ok. Data, hai să punem data 30 de minute în urmă, 30 minutes ago. Ok. Gata. O să punem și like-uri, hai să punem aici lui Piqué 10.000 de like-uri. Dacă se poate, apare numai la să pun punct. Ok, punem așa, următor. Și mergem mai departe. Ar trebui să punem și o imagine aici, dar noi nu avem o imagine, deci nu o să punem acum nicio imagine, din păcate. Ok, dacă vă apare și vouă un fel de eroare care mi-a părut și mie, cum că s-a găsit suprapunerea pe ecran sau nu știu ce, e foarte simplu, mergeți și dați înapoi, de exemplu la comentarii, la imagine din nou, dați refresh până merge. Și eu deci văd că ne-a creat acest status fake și uitați aici cât de interesant arată. Ne apare și un watermark acolo, din păcate, asta e problema, dar până la urmă pentru scopuri de umor, să zicem, nu e nicio problemă dacă folosim această aplicație, deci nu cred că se va supăra nimeni că am făcut acest lucru. Deci cam acesta a fost tutorialul de astăzi, ați văzut și voi cât de simplu puteți face un status fake pe Android. Folosiți această aplicație Yazzy dacă doriți să faceți acest lucru, poate să și voi în grupuri, nu știu, Junimea, am văzut o grămadă de grupuri de genul acesta, puteți să faceți o grămadă de statusuri fake și de pe telefon. Cam ăsta a fost tutorialul, nu uitați, aplicația se numește Yazzy, puteți să-mi lăsați sugestii în rubrica de comentarii pentru noi tutoriale. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!